Astăzi vom lua în discuție și spre aprobare acel celebru act privind măsuri privind administrația centrală. Nu dăm pe nimeni afară, pur și simplu se blochează angajările și încercăm și vom reuși să eficientizăm actul administrativ. Dacă este vorba de reorganizare, este vorba de centralizare, au devenit aparatul birocratic din ce în ce mai mare și se angajează în fiecare zi, sunt cereri de sute și sute și sute de oameni, mii de oameni. Purtători de ștampilă, de semnătură, de program pe ușă și așa mai departe.